Suntem la emisiunea Școala Gorjeană, suntem împreună cu domnul director Gabriel Răscol, cel care conduce liceul cu program sportiv din Târgu Jiu. Pentru prima dată la emisiunea noastră îi spunem bun venit. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Ne-am propus să discutăm, să zicem așa, o temă mai puțin obișnuită pentru telespectatorii noștri, și anume să vorbim despre învățământul liceal, dar cu program sportiv din Târgu Jiu, aici fiind LPS-ul, dar și din Gorj în general, pentru că mai nou au apărut și alte, să zicem, clase cu profil sportiv sau sunt pe cale să apară clase cu program sportiv în alte localități din județul Gorj. Mai întâi, prima întrebare, ce mai înseamnă la acest moment învățământul liceal, dar care are și program sportiv la nivelul județului Gorj? Da, pentru început să vă spun că perioada așa de tumultoasă ca până acum cu copii mulți în unitatea școlară la liceul program sportiv ne surprinde și pe noi că nu mai avem un număr atât de mare ca și până acum. Copiii, după cum și dumneavoastră ați remarcat, că se înființează sau sunt în curs de a se înființa clase cu profil sportiv la alte unități școlare. Cred că nu o să se mai ajungă la chestia asta, pentru că de-abia în unitatea noastră, în liceul program sportiv, anul acesta, de fapt la începutul anului școlar, la admiterea pentru clasa nouă, am avut un număr mai mic de candidați pe majoritatea profilelor, care nu sunt foarte multe, sunt trei profile, avem handbal, fotbal și atletism, dar pe fiecare secție în parte nu mai avem numărul de candidați pe care îi aveam ca până acum cu 3, 4, chiar 5 ani, nu vă spun sincer că aveam și câte 5-6 candidați pe loc. Se datorează acest fapt reducerii de efective în general, da, sau și datorită faptului că atracția pentru sport s-a redus în România din nefericire, din diverse motive? Nu cred că este atracția pentru sport, este o problemă mare în toată țara, după cum vedeți, este singur o problemă națională, pentru că dacă ne uităm la toate disciplinele de sport și la, mai ales la ce urmărim și ce ne place la majoritatea, cred că fotbalul, vedeți dumneavoastră cum se duce așa pe fiecare zi sau pe fiecare an competițional și la Liga 1, dacă ne uităm, dispare câte o echipă, au dispărut o grămadă de echipe cu tradiție. Și ce să mai vorbim, ne uităm la ograda noastră, la Târgu Jiu, echipa, emblema orașului, Pandurii Târgu Jiu, ați văzut și dumneavoastră cu ce probleme se confruntă. Da, și practic atunci este retrogradată prin noua decizie, fiind echipă în insolvență, toate echipele din insolvență, da, nu vor mai lua startul Liga 1, da, indiferent anul, de rezultat. Da, din anul viitor, competițional 2018-2019. Da. Nu, peste deci 2 mai avem o șansă. Mai avem o șansă, da. Dar din resurse, așa cum s-ar spune, se pare că șansele de supraviețuire sunt foarte mici. Noi sperăm, până, știți cum e, până în ultima clipă, că se vor salva și pe linie sportivă și pe linie financiară, ținând cont că sunt într-un program de reorganizare și dacă acesta nu va fi acceptat, sigur va fi falimentul și atunci se va lua de jos de tot. Bine, dacă privim din această perspectivă, pentru liceul cu program sportiv, chiar pentru clubul sportiv școlar, ar fi o șansă în plus să plece pe baze sănătoase de la aceste grupe, clase pe care le aveți. Nu, să știți că le formăm grupele, suntem într-o competiție permanentă și cu Pandurii, cu Centrul de Copii Junior și noi, dar avem un protocol de colaborare cu clubul. Vă spun că același număr de copii care l-au ei legitimați la Centrul de Copii și Juniori, la fotbal, același număr de copii îl avem și noi în liceul program sportiv, numai la fotbal, sunt legitimați pe clubul nostru. Avem secții de handbal și atletism, cum v-am spus, și atunci clar că numărul de copii este anul acesta mai scăzut, dar încercăm să vedem, găsim soluții să-i atragem. Nu ne bucură faptul că Pandurii va dispărea, pentru că n-are de ce, pentru că și noi, prin protocolul de colaborare pe care îl avem, majoritatea copiilor de la 14-15 ani fac pasul spre clubul Pandurii. Și atunci vă dați seama că ar fi, cu părere de rău pentru noi, ar fi o mare pierdere ca echipa Fanion a vrea să dispară. Ne desfășurăm activitatea în condiții
să spun cum am mai discutat și în alte emisiuni viitoare, pentru că nu avem un teren de antrenament, nici noi, nici centrul de copii și juniori suferim la acest capitol. Ne dă antrenament pe terenul sintetic, noi, liceul la noi, pe terenul cel mic al unității, suprafață de 40 pe 20, vă dați seama că noi meciurile le desfășurăm pe teren de 100, da? De 100 de metri, da. Normal teren. Și atunci vă dați seama când participăm la jocuri că se vede clar lipsa antrenamentului de pregătire, se vede și la ei, pentru că și jocurile oficiale le desfășurăm în altă parte. Atunci e clar că municipalitatea ne-a promis că în această primăvară se vor ocupa și vor face pe lângă stadionul cel mare, în cinta lui și acea suprafață, ori sintetic, ori altă suprafață în care să putem ne desfășurăm activitatea, sunt cel puțin 400 de copii. Da, ar fi bine și mai ales, apropo de această problemă economică, faptul că au dispărut și basketul de Liga 1 și handbalul de Liga 1 de la Târgu Jiu, după ce efectiv creasem performanță la Târgu Jiu ani de zile, mă gândesc, poate să afecteze cumva și pe tinerii de a veni spre aceste sporturi, pentru că nu mai e urmare, adică nu mai visează, să zicem, să fie sub steagul energiei pasul, sau să facă pasul aici. Iar în alte părți din țară, de fapt, vorbeam și acolo, dispar din ce în ce mai multe echipe din diverse sporturi și automat e o problemă. Da, cum v-am spus și la noi, avem copii de calitate, mai ales am pornit cu câțiva ani în urmă de jos cu anumite grupe de vârstă de 7-8 ani și am ajuns ca anul acesta să stăm foarte bine la juniorii cedeși, adică copii de 11-12 ani și 8-9-10 ani, unde în campionatele la care participăm suntem pe primul loc, suntem în competiție cu pandurii și ne batem acolo pentru locul întâi, ca să vedeți chiar dacă suntem prieteni, deci competiție. Există, da. Concurența, da. Și atunci e spre binele nostru și al lor că la o anumită vârstă, când fac, cum v-am zis, fac pragul de 14-15 ani, putem să dăm spre clubul Pandurii anumiți jucători care probabil sau vor merita la o anumită vârstă, la 18 ani, să ajungă să joace acolo. Eu am avut o colaborare foarte bună până de curând și cu Pandurii Târgu Jiu, am fost angajat acolo, am avut o relație ok cu conducerea noastră, dar din privința situației financiare am hotărât să încheiem activitatea și probabil o să revenim dacă condițiile or să le permită dumnealor, fără niciun fel de problemă. Există colaborare chiar și după această întrerupere între noi, între Liceul Gimnaziu Sportiv și Pandurii. Și atunci atracția copiilor pentru sport, noi încercăm să facem permanent selecția asta. Am discutat și cu colegii de la catedrele de handbal și de atletism, pentru că, exact cum vorbeam la început, aria de selecție este foarte mică. Nu mai sunt nici copii. Vă dau un exemplu, trecem de la sport la partea de cultură generală. Vedeți foarte bine că și noi să lucrați învățământ la clasele pregătitoare. Când începem clasele pregătitoare de jos sau vrem să formăm, ca și la liceu ne propunem un anumit număr de clase și nu mai putem pentru că nu mai există copii. Sunt foarte multe unități școlare și atunci fiecare conducător al unității propune să-și facă un anumit plan de școlare și ați văzut că de regulă se face mai puțin. Da. Și atunci încercăm să ne descurcăm cu ceea ce găsim și suntem la limită. Dar e ok. Pentru că ați adus aminte, de fapt, învățământul liceal cu program sportiv, pentru că așa știm de liceu cu program sportiv, dar de fapt aveți și o latură teoretică, da. Și una foarte importantă, adică cei care vin la dumneavoastră, pe lângă faptul că pot să facă sport, dacă vor chiar într-un cadru organizat și chiar de și performanță fac, da. Și fac, da. Au de ales și pot să meargă și pe profile de acestea teoretice, care teoretic să le dea o șansă ca după terminarea liceului să urmeze învățământ superior, nu da. Numai de cu program sportiv, nu, deci nu numai cu tematică sportivă și în alte domenii. Da, și da, pot să meargă la orice facultate. Niciun fel de problemă. Urmează aceleași cursuri. Deci sunt la fel ca un liceu, noi suntem liceu vocațional profil sportiv, da. Și ca și celelalte uman real, deci copiii noștri după ce termină pot să urmeze alte cursuri la nivelul universității. Majoritatea dintre cei de la noi care fac sport se îndreaptă spre facultățile de educație fizică. Da, de asta și subliniam. Dar pe de altă parte, există viață, cum să zic, și în afara sportului, în sensul acesta, deci cu ghilimele de rigoare, în sensul că se poate, poți să mergi la liceu sportiv, să nu faci sport,
să faci învățământ teoretic și să mergi în altă direcție. Avem și o clasă de științe ale naturii, pe lângă cele trei. Deci noi vorbeați de liceal. La nivelul clasei a noua, noi avem un program de școlarizare, 4 clase. Una de 3 clase profil sportiv și una de științe ale naturii. Cele cu profil sportiv sunt 2, din care formăm handball, fotbal și atletism, și una de mozaic, cu copii legitimați la toate sporturile din județul Gorj, și chiar și din afară, care vin și se transferă pe clubul Pandurii la fotbal sau lupte sau box, ce secții au ei, deci ăștia la clasele de mozaic. Deci sunt legitimați, fac box, lupte, volei în alte cluburi din județ, sunt candidați pe clasa de mozaic. Și atunci nu ne convine, dar și aici vreau să ajung, să pun mai mult accent, pentru că să știți că aceste sporturi nu se mai practică și nu mai au influență de copii așa de mare cum era până acum. Și aici aveam, să știți, candidați mulți. Chiar dacă aveam pe locurile noastre ale liceului program sportiv care sunt copii, deci handball, fotbal și atletism legitimați numai ai liceului, dar pe cele de mozaic erau candidați și acolo câte 3-4 pe loc, fiind la toate sporturile, da, la mai multe discipline. Și acum, să știți, anul acesta s-a simțit tot la fel, un număr mult mai scăzut, cam unul pe loc. Bun, vorbeați de o arie de selecție mai redusă. Acum, să spunem, un copil din Motru sau, nu știu, la marginea județului, tot pe zona aia Slivileștiu sau în partea cealaltă, la Țânțăreni sau prin altă parte, e destul de greu să vină să facă naveta. Da, este... Există și varianta să stea la cămin sau ceva de gen. Ce le oferiți din acest punct de vedere? Că aici e problema, totuși practicarea unui sport este cumva costisitoare pentru părinți. Da. Fiind noi nu avem cămin în incinta unității, avem un proiect acum în derulare împreună cu primăria și... Atunci, dacă acest proiect se va îndeplini, va fi mult mai ușor, pentru că dacă găsești un copil mult mai talentat, poți să îi oferi ceva. Noi acum singurul lucru ce putem să-l facem copilul acesta, dacă este de liceu, putem să-i oferim doar transportul pe care și-l plătește, care se decontează, doar dacă face naveta, dacă stă și la cămin. E o problemă. Toți suportă costurile la Uniter. Da, avem un protocol de colaborare cu liceul energetic. Sau și cu liceul 2, deci în apropierea liceului program sportiv. Deci, sunt copiii care se cazează și liceul Tudor. Da. Nu, dar mă gândeam că ar fi momentul când ați avea baza asta, ar fi mult mai atractiv pentru cei care sunt, că din sunt afară. Copii talentați în afara municipiului și în zonele mai depărtate, pentru că dacă faci naveta de la 10-15 km e ok, dar în momentul când faci de la 50 de km e o problemă. Da. Mai ales când faci și sport, deci există și... Dați-vă seama, să vină de dimineața, să plece de la 7, de la, dă un exemplu, să fie mai aproape, de la Cărbunești, că-s 25 de kilometri, pleacă dimineața la 7 de la Cărbunești, la ora 12, unul termină programul, rămâne la antrenament până la ora 15 și apoi să zicem că are microbuz la ora 15.30, la ora 16 ajunge acasă. Deci el participă exact ca un adult la un program de 8 ore pe zi în care își desfășoară și orele de curs și activitatea sportivă. Trebuie să mai și învețe, gândiți-vă la cât este expus acel copil într-o zi. Da, pe de altă parte știm o veche zicere care pare să o uităm sau guvernanții noștri, indiferent de culoare politică, au cam uitat-o în ultimii ani, mensana in corpore sano, pentru că pentru sport, deși acum, iată, avem sau am avut mai multe perioade și Ministerul Sportului și toate celelalte, nu s-a văzut în această privință să ajute cumva învățământul care se încadrează și pe această latură. Da, există o problemă între, exact cum suntem noi. Noi ca și secții, fotbal, handbal și atletism, noi suntem ca și fotbal, dau un exemplu, suntem afiliați ai Federației Române de Fotbal. Deci activăm în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal, pentru pe lângă faptul că noi suntem Ministerului Educației Naționale. Dar ca să putem participa în competițiile respective, suntem afiliați ai Federației Române de Fotbal, ca și la atletism, afiliați la Federația Română de Atletism, ca și handball, afiliați la Federația Română de Handball. Și acolo se plătesc taxe, se plătesc legitimări, se plătesc vize. Deci toate astea implică costuri pe care, într-adevăr, autoritățile locale ne sprijină fără niciun fel de problemă. N-am avut niciun fel de problemă în organizarea de competiții, în organizarea de deplasări, pentru că vă dau un exemplu la handball. Este un sistem competițional organizat de Federația Română de Fotbal și
în cadrul lui, iau un program stabilit de la bun început în care trebuie să participăm la un turneu de 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică. Vă dați seama, copiii noștri, de asta și liceu program sportiv, ei pleacă de vineri dimineața, se întorc duminică după amiază. Și aici, gândiți-vă câte costuri implică, cazare, masă, competiția în sine. Deci sunt destule cheltuieli. Și atunci... Deci acestea n-au ridicat probleme până acum, să înțeleg, datorită sprijinului autorităților locale. N-am avut probleme. Deci probleme de genul acesta n-am avut. Sperăm să fie și în continuare la fel, să fie receptivi. N-au probleme cu desfășurarea competițiilor la meciurile de acasă, că fiind angrenați în competiție, organizăm și noi meci acasă, apoi în următoarea etapă, dăm un exemplu, mergem în deplasare. Și atunci ne bucurăm pentru că există sprijin și... am dorit să fie și mai mult implicați decât ne ajută. Care este relația pe care o aveți cu părinții ai căror copii fac sport la nivelul EPS-ului? Pentru că de multe ori părinții înțeleg și chiar investesc în copiii lor pe domeniul ăsta sportiv, de la materiale sau cele mai trebuie, mă gândesc la tenis sau la altceva, și sunt și părinți care blochează cumva copiii, păi dacă nu sunt plătiți, ar vrea să fie plătiți și la nivelul ăsta, nu îi mai las, da, sau nu știu ce. Că există cazul de genul ăsta. Există o colaborare foarte bună, să știți că nu avem probleme cu părinții, le asigurăm în mare parte materialele, adică mingi de joc, echipament la competițiile oficiale. Ce nu putem să asigurăm, și vă dați seama că dacă am putea să le asigurăm, sunt copii cu probleme sociale, și care sunt, să știți, sunt foarte talentați la activitățile sportive, și atunci ne-am bucurat dacă am putea să-i ajutăm să le procurăm noi materialele de antrenament, pentru că cele de competiție le sunt asigurate, mingile, echipamentul, dar în ce constă? Un copil, ca să poată să participe la un nivel destul de ridicat într-o competiție, lui trebuie în cursul săptămânii și o pereche de ghete, o pereche de antrenament. Unii părinți pot să suporte, alții nu, încercăm să ne grupăm între noi, să există o colaborare, și dacă și printre profesori, să știți că vin și spun, le explic, discutăm între noi și spunem, e un copil foarte talentat acolo, putem să-l ajutăm. Da, îl ajutăm. Mai vin ceilalți părinți, să știți că eu am avut și acum la grupă, tot așa un copil foarte talentat, și tot la fel părinții, păi eu am de la copilul meu un echipament mai... vreau să îl dau eu, vreau să-l ajut eu dacă mergem la un turneu. Să știți că există o colaborare foarte bună. Sunt părinți salitori, da, da. Există o colaborare foarte bună, o unitate în cadrul fiecărei grupe, și atunci, dacă asta există, vă spun că se poate colabora fără niciun fel de problemă. Am vorbit mai mult de latura sportivă, o să ne întoarcem la ea, pentru că e program sportiv, dar da, să nu uităm că chiar dacă am vorbit, sau tema noastră este învățământul liceal cu program sportiv, aveți... moșteniți, de fapt, fosta școală generală numărul 14, da, din Târgu Jiu. Deci, practic, aveți și învățământ gimnazial da, și preșcolar sau nu? Și preșcolar, da. Ce înseamnă asta la nivelul... Funcționăm, vedeți, avem viitorul, să zicem așa, în mare parte asigurat, pentru că pornind de la clasa pregătitoare, da, mergem cu învățământul primar, după aia gimnazial și terminăm cu liceal, discutam și mai devreme, exact când ne facem plan de școlarizare, nouă ne convine că avem să oferim ceva pentru clasa noua, dar nu mai există materie, cum în minerit nu mai există cărbune, așa și la noi nu mai există copii, dăm un exemplu. Bine, atunci, minerit nu mai există comandă pentru cărbune ar mai fi. Și, da, și aici bănuiesc că baza există, există, nu prea mai există materia primă pe care să o modelați. Și atunci, știți cum e, suntem multe unități școlare într-o anumită zonă geografică, cum suntem noi în zona de sud, cu foarte multe clase și pe gimnaziu și pe liceu, și mai există și concurență între noi, și acum fiecare unitate școlară încearcă să oferă cât mai multe ca să poată să-i atragă pe copii. Și noi încercăm să desfășurăm. Avem o activitate la clasele pregătitoare cu doamne învățătoare foarte bune, și la nivelul de 1-4 nu mai vorbesc de ceilalți. Acum, chiar în perioada aceasta, știți că este se poate desfășura un proiect pentru școala după școală, da? Cum se zice, un after school, da, pe care și noi îl discutăm și vrem să luăm aviz inspectoratului școlar, și am avut discuții cu cadrele didactice să ne desfășurăm activitatea toți, să sprijinim după programul de cursuri de la 8 la 12, să rămânem, să facem câte o activitate, orice profesor de diferite specialități, matematică, română, istorie, pentru că le prind bine, altfel copiii ne cunosc mult mai bine, da? Implică și informaticieni și bibliotecari, toată lumea să participe la această activitate pentru a putea
avea continuitate pe mai târziu. Deci să spunem, avem cumva în exclusivitate ziua porților deschise care o aveți când? Pe 25 sâmbătă. Sâmbătă. Da. Deci una din veștile, să zicem, cu care veniți anul acesta este after school începând din toamnă, da? Din toamnă, da. Iată o știre în exclusivitate până la urmă. Da. Bine, cunoscută de mediul de la dumneavoastră, dar cu siguranță nu de publicul larg. Da. Pe de altă parte, însemnând învățământ primar și gimnazial, cu siguranță și acești copii fac sport și poate îl fac mai serios decât îl fac în alte părți. De la clasa întâia facem sport. De la clasa întâia facem sport handbal băieți și fotbal fete. A, deci în mod special, da, e prins în planul cadru. Și de la clasa 5-a, tot la fel, avem fotbal, handbal și atletism. Deci începem de la clasele mici, pe fiecare specialitate în parte. Numai la 1-4 mergem pe fotbal, handbal și de la clasa 5-a, handbal, fotbal și atletism. Ce procent, așa, dacă v-ați făcut vreodată, cam ce procent dintre elevii absolvenți de clasa 8-a la dumneavoastră merg și pe liceu, adică nu abandonează partea sportivă și merg mai departe? Păi avem cam 75-80% dintre ei. Deci un procent destul de mare rămân la noi. Sunt și copii foarte buni la învățătură. Am avut și acum la faza județeană la limbi străine am avut rezultate foarte bune. Copiii, să știți că sunt destul de ok, iar și la limba română mergem foarte bine. Deci sunt copii și în liceu grupa sportivă să obțin destul de rezultate. Ce rezultate foarte bune au avut, câștigând și locul întâi la faza națională în urmă cu 2 ani și anul trecut locul 3 am avut la pregătire sportivă teoretică, este specialitatea liceului grupa sportiv, teoria, și s-a ținut până la faza națională, unde acum 2 ani am câștigat locul 1 și locul 3, iar anul trecut am avut o mențiune. Deci activitatea este destul de ok. Ce vreau să vă mai zic, chiar în această săptămână, în colaborare cu primăria și cu inspectoratul școlar județean, se organizează a 10-a ediție a Cupei Mărțișorului în această perioadă la fotbal și în același timp și la basket. Și implică din ședința pe care am avut-o la nivelul unității noastre, unde au fost invitați toți profesorii de educație fizică de la liceele din municipiu să participe la această competiție. S-au înscris 9 echipe. Este o competiție foarte ok, cu premii. Aceasta va avea loc vineri la liceul Curban Sportiv, iar săptămâna viitoare la Școala Generală Tovăi, în sala acestei unități, se vor juca finalele și la fotbal și la basket, pentru că noi în liceul Curban Sportiv nu deținem panouri pentru basket să se poate desfășura noi și atunci dacă organizăm finala la basket acolo, să se joace și fotbalul tot acolo. Am înțeles. Să știți că au venit deja câteva SMS-uri, unele vă ridică niște probleme pe care o să vi le spun și dumneavoastră să răspundeți, altele sunt, vă felicită cineva pentru ce faceți la liceul sportiv, un fost elev spune, semnează. Cineva vă pune o întrebare, se spune așa, o întrebare pentru domnul director, un punct sanitar de ce nu este în școală? Spre surprinderea lor o să anunțăm că începând de săptămâna viitoare o să avem și un cabinet medical. Iată, din nou, da, de a fost din nou în premieră, avem, s-a dat un concurs la Primăria Târgu Jiu pentru un asistent medical, iar începând de săptămâna viitoare se va avea loc și modernizarea acestui cabinet medical, având în permanență un asistent medical în unitatea respectivă. Deci era necesar, mai ales că se face și viața sportivă. Cineva vă ridică o problemă. Mi-aș lăsa copilul la liceu sportiv, probabil că așa o să și fie, este la grădiniță acum, dar mi-aș dori o dotare mai bună a bazei materiale. Să facem sport, dar să avem terenuri, săli mai mari și în același timp și alte condiții de care domn director vorbea mai devreme, spune cineva. Da. Eu zic, condițiile sunt destul de... Avem 2 săli de sport în care copiii își desfășoară activitatea, probabil dumnealui fiind, având copilul mai mic, probabil... Zice că e la grădiniță. Da, deducem la clasa pregătitoare. Noi nu avem grădiniță. Cred că e la grădiniță, nu neapărat. Nu este la noi, Eu zic că poate să vină, fiind sâmbătă ziua porților deschise și poate să viziteze unitatea să vadă despre ce este. Deci atenție, îl invităm, da? Ca să nu fie niciun fel de problemă și explicăm ceea ce avem noi în program să facem. Da, tot cineva vă întreabă de clasa pregătitoare. Câte clase pregătitoare aveți în comparație cu clasa 8-a care pleacă? Vă întreabă 2 cineva. Clase.
Și ai avea tot două. Și două, tot două de 8. A, deci rămâne da, același avem lucru. Un proiect 2, acum este perioada de înscriere de astăzi. S-a dat ochiul la perioada de înscriere la clasa pregătitoare. Noi avem un plan de școlarizare 2 clase, la clasa 8 avem la fel 2. Da, cineva vă zice, așa, apropo de liceul sportiv, este nevoie de el în peisajul învățământului gorjean. Întrebarea care este dacă copiii noștri mai fac sport, pentru că de regulă sunt prin restaurante, baruri, cafenele și locaruri, sau sunt supraponderal și sportul este foarte greu pentru ei. Știți cum e asta? Este o problemă foarte mare, pentru că și la noi, vă spun, când plecăm de jos cu anumite grupe de vârstă, să zicem că îi luăm de la 7-8 ani, am ajuns la concluzia exact ce ne spunea dumnealui, sunt copii foarte supraponderali. Dar asta depinde și de dumnealor acasă, să mai reducem un pic. Fast food-ul special. Asta vreau să vă spun, Coca-Cola, chipsurile, pentru că majoritatea dintre copii, toți avem copii și vrem să le facem anumite mofturi. Dar să trecem peste anumite chestii astea care creează o mare problemă. Și noi lucrăm cu orice fel de copil, nu contează, pentru că pe parcurs are timp să se dezvolte. Da, o să revenim la mesaje, dacă acestea vor mai sosi. Mergând mai departe, apropo de ce înseamnă la acest moment în învățământul liceal sportiv din Gorj. Spuneam că anunțaseră, cel puțin inclusiv în emisiunea Școala Gorjeană din anii trecuți, și anunțaseră intenția, având baze sportive bune, să înființeze clase, cel puțin din ce rețin eu, Novaciu, Țicleniu și Motu. Spuneau că intenționează în perioada următoare. Chiar au avut și Cărbunești au avut și Sadu. Nu știam asta. Pe lângă liceul Sadu era un club sportiv școlar și acum există o secție de fotbal acolo, la Sadu. Se înființau la un nivel mic, adică la învățământul gimnazial la clasa 5-a. De acolo puteau să pornească sau la nivel liceal. Și Tudorul a avut clasă de basket acum vreo câțiva ani și la clasa 5 au avut ceva, cred că volei, dacă stau bine să-mi iau aminte, se înființase la liceul Tudor. La Motu se înființase la clasa 5 o clasă cu profil sportiv pe specialitate fotbal și dacă mi-au aminte bine și la Cărbunești în urmă cu ceva ani pe handball, dacă... Dar din câte mi-au aminte și o să discutăm cu domnul inspector de specialitate, nu cred că mai sunt. Nu, întrebam de asta că erau intenții de a se face pe ăsta, practic erau un fel de concurență la adresa liceului sportiv, dar pe de altă parte e totuși greu de închipuit în condițiile actuale ca un copil talentat de la Novaci sau de ăsta, deci la distanțele acestea mari de oraș, să vină la dumneavoastră, da, din păcate. Să știți, discut cu colegii mei, fiindcă noi suntem un liceu program sportiv și ne-ar bucura dacă majoritatea profesorilor de educație fizică din toate unitățile școlare din județ vin să ne sprijine și să ne tragă de mână, că zic, de ce nu veniți și la mine, pentru că uite, eu am doi copii foarte talentați la handball, două fete, doi băieți, am la atletism un copil foarte bun, la fotbal am un copil foarte bun. Vă spun sincer că asta e cea mai mare problemă, pentru că în ultimii ani, de când sunt eu director la liceu sportiv, nu știu dacă au fost 2 sau 3 cazuri de genul acesta în care colegii de educație fizică din municipiu și din județ, să vină să ne spună, noi vrem să vă oferim, sunt foarte puține cazuri. Și aici aș vrea să trag un semnal de alarmă, pentru că suntem foarte deschiși la colaborare, i-am rugat să vină fără niciun fel de problemă sau să ia legătura cu orice profesor de la noi din unitate să le spună că au copii talentați. Vă mai întreabă ceva, o să trec din nou la mesaje, vă întreabă cineva dacă sunt probleme la dumneavoastră cu uniforma, având în vedere că la nivel național este un scandal întreg legat de faptul că sunt elevi care nu sunt primiți la școală datorită lipsei uniformei. Deocamdată la noi nu sunt probleme, pentru că n-am stabilit un anumit model de sacou sau să zicem să vină la cămaș. La noi fiind majoritatea sportivii, Nu predomină o îmbrăcăminte ok, nu sunt probleme, pentru că și verificăm să vedem ce ținută vin la școală și cu ce vin, pentru că la un moment dat discutam despre copii, pentru că vin, stau prin barul și sunt probleme foarte mari, pentru că vă spun sincer, cazuri sociale destule în care unul dintre părinții plecat în străinătate sau chiar ambii părinți sunt plecați. Există cazuri în care rămân cu bunicii acasă, bunicul să nu-l supere,
să nu plece de acasă, zice, nu mai vreau să mai stau că m-am săturat, eu vreau la mami, eu vreau la tati. Sunt cazuri foarte multe și vă spun, întâmpinăm atâtea probleme încât stăm să ne rugăm de ei să pună mâna, să învețe. Se fac, că lucrați în sistem, se fac pregătiri suplimentare pentru elevi de clasa 8-a, pentru elevi de clasa 12-a, pentru bacalaureat. Ei nu se duc să spună asta la părinții acasă. Deci ei așa ceva nu spun. Se face un grafic clar în care se face prezența cu fie câți copii au fost la... Și vin destul de puțin. Și vin destul de puțin, pentru că le oferim o pregătire suplimentară la unitatea școlară și nu îi interesează așa ceva. Da, mai sunt, să știți că au venit chiar foarte multe mesaje. Unul spune așa, domnule director, vă rog frumos, când veți înființa paza la poarta școlii, că știm că avem copii în siguranță. Vă rog să luați măsuri, vă mulțumesc. Da, este o problemă, am avut o discuție cu comitetul de părinți, dar noi avem angajați în unitate, ar fi 3 bărbați, care le-am dat și aceste atribuții să stea pe la poartă. Cazuri deosebite, să știți că n-am avut în privința indisciplinei, oricum, în presă n-au ajuns că s-ar fi... Da, a fost un caz, încă nu ne ferim, a fost în presă acum un an jumate, doi, o problemă cu un băiat de clasa 11 cu o fată, ea a fost tot nu, la dar fel. În general, deci în general nu sunt probleme. Rar sunt cazurile în care să pătrundă alți copii din afară să vină să creeze probleme. Și veți găsi o soluție totuși să fie deci asigură o salariații dumneavoastră, deci da, stau și femeile de servici la intrare la poartă, vreau să vă spun că dimineața la prima oră că sunt chiar eu și verific la ce oră vin, le-am dat o marge așa la cei care fac naveta că îi primim până la ora 8 și un sfert pentru că sunt probleme, este perioada de geroasă, fac naveta de la Cărbunești, de la Sadu, de la Motru și atunci trebuie să-i înțelegem pe copii pentru că nu puteam să spunem, da, nu l-am primit la ora 8 și 3 minute că ai venit de la Cărbunești. Nu, am discutat cu colegii și să găsim înțelegere pentru că un copil chiar dacă vine de pe drum și să-l înțelegem că există probleme. Pe de altă parte, există un protocol de colaborare cu poliția locală sau ceva de genul ăsta, că de regulă sunt în zona unităților, avem un protocol de colaborare și cu poliția locală și cu jandarmeria, deci sunt permanent, nu sunt în unitate, dar sunt în jurul unității. Bine, suntem într-o perioadă în care sunt foarte multe, dacă ați văzut și multe le-au spus telespectatorii, ceea ce înseamnă că cunosc cumva funcționarea unei școli, adică sunt destul de apropiați de o școală ca să știe care sunt problemele. Pe de altă parte, este adevărat și faptul că ne confruntăm cu foarte multe, să zicem așa, lipsă nu numai materiale la nivelul școlilor, ci și de ordin legislativ. Acum se vorbește de o nouă lege a educației care ar putea fi gata, sau în orice caz într-o primă variantă până la sfârșitul anului, să fie dezbătută în Parlament. Cum priviți această idee și dintr-o altă perspectivă că, vrând nevrând și sunteți în învățământ totuși de câțiva buni și dumneavoastră, suntem în situația în care fiecare ministru vine cu legea lui sau cu reforma lui. Da, se bulversează sistemul, dați seama că nimeni nu-i mulțumit. Vine exact cum... mai discutam, vin părinții cu tot felul de probleme și ne explică, domne, că de ce se întâmplă? Noi nu avem nicio putere, ce decizii se luăm. Noi trebuie să respectăm ce ni se trimite. Dacă ei trimit un ordin sau o lege sau înființează altceva, cum a fost și acum cu nou plan cadru, că ați văzut, anumite modificări în el, pe unii părinții mulțumesc, pe alții nu, copiii sunt mulțumiți, nu sunt mulțumiți, dar până la urmă discutăm cu dumnealor și eu cred că există o cale de comunicare foarte bună cu ei și ajungem la un consens să nu fie probleme. Sunt, până la urmă, probabil afectează și cadrele didactice, pentru că ați văzut în planul cadru, anumitora le convine, apar ore, la alții se taie ore și... Da, gen pierde Româna, de exemplu. Da, Româna a pierdut o oră, da? Apare informatica, obligatoriu, nu mai este opțional, după aia în anul următor apare și la clasa 6 și la clasa și așa pe parcurs. Da, vor crește, apare ora de, așa zis, de cultură civică, educație de un anumit tip, dispare o oră de biologie și tot așa, deci... Compensează, dispare una, apare alta, dar nu sunt de același profil și asta probabil îi bulversează un pic pentru că nu știu ce o să facă. Bine, pe de altă parte... poate pentru, din perspectiva părinților, chiar dacă copiii vor sta în anii următori
cu cât cresc în an, vor sta mai mult la școală, pentru că așa este nou plan cadru. E și bucură pentru că există opționale mai multe care teoretic pot să diversifice cumva gama ce se oferea până în prezent. Da, ați văzut că și la liceu s-a mărit numărul de ore, au ajuns cu opționale, cu tot, poți să te duci până la 31-32 de ore pe săptămână, ceea ce se semnala și mai devreme. Și la clasele mici, iar la fel, au crescut până la 28-29 de ore. Chiar, la clasa 8-a se va duce până la 34 dacă îi bagă pe maxim. Și la liceu la fel se pot duce. Dar e păcat să... unde ar merge la clasa 8-a și la clasa 12-a, s-ar putea numări numărul de ore, pentru că ei obliga, ce vorbeam mai devreme, ei obliga să stea două ore atunci să faci pregătirea cu ei, nu le-ai mai dat drumul să plece, să zici, îi chemi în altă, să le faci un program și să zicem, pregătirea o facem luni de la ora 13 la ora 14. Și atunci ei au alt program, termină la ora 12, o oră, într-o oră nu se mai întorc. Dar așa imediat să prinzi în program și le spui, faci în termenii noștri, aprofundare la clasa 12 la matematică, la ce mai fac la istorie, la geografie, ar fi ok să băgăm asemenea opționale pentru că le-ar fi bine lor, pentru bacalaureat. La gimnaziu știm cum arată planul cadru, se discută de un alt plan cadru la nivel de liceu. Nu neapărat ce știți despre el, ci mai mult propunerea venind pe domeniul sportiv, ce ar mai fi de înlocuit din punct de vedere legislativ? Ce ar trebui să fie cuprins, să fie mai bine? Sincer să știți că noi suntem mulțumiți pentru secțiile care le avem, dacă ne facem planul pe care ni l-am propus, pentru noi este ok. Să mergem pe fiecare, la învățământul primar, să mergem pe câte două clase paralele, învățământul gimnazial la fel și la liceu să mergem pe acele patru clase pe care le avem în proiect, pentru noi este ok. Suntem, cum spuneam, apropo de modificări, sunt unele măsuri bune care s-au luat chiar în acest început de an pe domeniul social, ajutând și elevii. Mă refeream aici la transportul pentru studenți, transportul pentru elevi acum, pentru că asta inclusiv elevii dumneavoastră ar putea beneficia mai mult decât era și până acum acea decontare, dar acum în nou sistem, practic, la clase, cel puțin la clasele superioare, beneficiază, că aici e problema. De asta v-am și întrebat, era și o întrebare, dar cred că la asta s-a referit pusă foarte alambicat. Cred că să discutăm un proiect și pentru din ce nu știu dacă pentru că în momentul de față e doar pentru studenți, se propusese și clasele de liceu. Da, clasele 11 și 12 am văzut. În clasele care nu sunt obligatorii în momentul de față. Da, încă n-am primit nimic. E doar propunere, dar problema este, ar fi necesar un asemenea lucru. Având în vedere că oricum ei beneficiază de decontarea cealaltă. Da, ei beneficiază de decontare pe perioada cât își desfășoară cursurile, ca și am văzut și la studenți că le vreau să le dea. S-a încercat o limitare, dar până la urmă studenții se pot plimba oriunde în țară. Da. E ok pentru fiecare copil, pentru că nu mai are, probabil, sau pentru părinți mai mult, pentru că nu mai au responsabilitatea aceea să zic că luna aceasta trebuie să mă duc să-i plătesc abonamentul și nu am. Știți, sunt destule cazuri. Și atunci nu știu, dacă dai la o anumită vârstă de la, să zicem, 17-18 ani și apoi și studenți, ar trebui să găsești soluții și pentru ceilalți. Da. Foarte bine zis, dar dacă ne tot ducem așa, s-ar putea să băgăm diverse companii gen CFR sau altceva să le băgăm în vrie, da, din cauza, bine, dacă n-ar fi, că sunt deja, din cauza acestor gratuități, pentru că acestea trebuie să fie suportate de stat pentru o chestie. Bun, suntem în, să zicem așa, în ultima parte a emisiunii, ne întoarcem la învățământul cu profil sportiv, de fapt învățământul liceal, dacă are și program sportiv. Și, vocațional profil sportiv, da. Cum se face acest lucru? Deci să zicem că se uită la noi acum un părinte sau un copil care vrea să vină în clasa nouă la dumneavoastră începând din această toamnă. În ce presupune admiterea la clasa nouă? Ce presupune admiterea, prin ce trebuie să treacă, când se va întâmpla acest lucru, până la momentul. Poate o să mai vorbim până la momentul acela, dar e bine să... A existat o problemă de comunicare, probabil și asta e unul dintre impedimentele în care copiii nu sunt foarte bine informați în școlile unde sunt, și ne-am gândit foarte serios la acest lucru și atunci, în perioada în care se apropie
susținerea evaluării naționale. Noi avem o perioadă de la sfârșitul lunii mai de înscriere a copiilor în clasa 8, vin și își depună dosarele, dar apoi urmează perioada de evaluare, dar se dau probe sportive. Deci perioada de înscriere este la, n-am stabilit încă, dar de obicei nu, cam la începutul ani, iunie sau la începutul, sfârșitul lunii mai, ultima săptămână din mai, atunci se depun dosarele și apoi se dau și probele sportive, ca apoi cu probele sportive cumulate cu media de la evaluarea națională să poată să intre pe locurile care sunt în cadrul, în proiectul unității. Se susțin la fotbal, sunt destul de, sunt 6 probe, destul de consistente și destul de grele. Ca dacă există copii din județ sau din altă unitate școlară și vor să vină să se înscrie la liceu sportiv, noi oferim atunci în luna mai, de la începutul lunii mai, până în data în care se dau probele, oferim pregătire cu profesorii de specialitate pentru a le arăta elevilor ceea ce trebuie să facă la probe. Adică o trecere printre jaloane, o menținere, ceea ce este trecut în programă. Și la handball, și la atletism, deci fără niciun fel de problemă, putem să-i sprijinim în tot ceea ce doresc dumneavoastră. Deci, cei de la fotbal, să spunem, deci au o trecere printre jaloane? Sunt 6 probe sportive. Da. Ce mai fac? Sau la atletism? Cât trebuie să alege? Sau ceva de genul ăsta? Noi au alergare de distanță 2000 de metri. La atletism au alergare de viteză pe 50 de metri sau 60 de metri. Iar au și o probă de rezistență. Da, trebuie să știe aceste lucruri. Eventual, unii chiar, dacă tot vorbeam de ăștia care poate sunt mai supraponderale acum. Și vin atunci și surprins de probele care se dau, să știți că nu e foarte ușor. Să se pregătească de pe acum pentru un asemenea lucru, dacă își doresc, să zicem, să meargă spre un liceu sportiv. Eu zic că cei care vor să facă, într-adevăr, un sport de performanță, cu adevărat, vin de la vârste mult mai și de la 10 ani poate să vină, 10-11, din clasa 5, de la 11 ani e ok, pentru că și atunci, dacă urmezi anumite etape, ca să faci un sport de performanță, am avut un sportiv foarte bun, Gheban Modălin, care a reprezentat și România la campionatele naționale din China, unde au luat locul 3. Vă dați seama că și acum, anul acesta, avem și la handball, am avut o grupă foarte bună pregătită de un profesor Nicu Lăscăteu, o junioare 2 care a mers la turneul semifinal anul trecut, iar în urma meciurilor disputate într-o anumită localitate, echipe sau cluburi importante din țară, gen CSM București, Craiova, Vâlcea, au venit și au discutat cu noi și am, printr-un anumite protocoale de colaborare, am oferit către dumnealor fete care vor să facă sport de performanță mult mai ok. Deci suntem pe un drum bun. Și la fotbal avem la Pandurii, dați. Vă dau un exemplu. Anul trecut, Pandurii Târgu Jiu, la 15-16 ani, a câștigat Cupa României și jumătate, din lotul echipei care a câștigat Cupa României au fost elevei liceului program sportiv. Prin protocolul de colaborare care l-am avut, au ajuns la Pandurii și au ajuns să câștige Cupa României. Deci este... Clubul nostru, Pandurii, este un... Da, haideți să vă citesc un mesaj venit, apropo, că ne vedem în județ. Spune cineva, nu vă supărați, dar la Nova se făcea sport. Eu am concurat cu cei de la liceu sportiv la Drăgoieni și am întrecut și la schi, la Rânca, am fost pe locul 2. Iar la Parângul Nova, juniorii erau de la liceu și se plătea și transportul din bani proprii. Dar nu conta, totul se făcea din plăcere. Asta ne lipsește în prezent. Da, este ok ce spune acolo mesaj. Să știți că și pe timpul nostru, aduceți-vă aminte că majoritatea dintre noi ne duceam și făceam sport de plăcere. Era acel fotbal care jucam în curtea școlii de plăcere. Nu eram toată ziua pe calculator, nu eram toată ziua pe tabletă, pe telefon, acum cu tot felul de... Și aici, astea sunt problemele cel mai grave, pentru că majoritatea dintre copii sunt la televizor, la desene, pe tabletă, iar la desene, pe calculator, la desene sau pe jocuri. Și atunci, în loc să-i ducem să facă un sport, problema apare tot la dumnealor. Da. Apropo de ce ar fi de făcut, cum spuneam, ziceți că suntem înmulțiți de plan... cumva de planul cadru actual. Ce ar trebui să facem ca învățământul
care să aibă, care are și profil sportiv în cazul nostru, deci să aibă rezultate și mai bune din punct de vedere și material, resurselor materiale sau ce ar fi de făcut ca să se atingă, adică să mergem pe un trend ascendent. Spuneați deja că este un trend de genul acesta, dar ca el să se accentueze, adică să nu mai fie probleme de alt ordin. Să fie toată lumea concentrată pe performanță. Legat de disciplina fotbal, cea mai mare problemă, exact cum vă spuneam, este a terenului mare. Nu avem un teren cu dimensiuni normale pe care ne desfășurăm meciurile oficiale, în care noi să ne și pregătim. Și atunci fotbalul întâmpină asemenea probleme. La handbal nu sunt probleme, avem o sală de sport în care toate grupele își desfășoară activitatea fără nicio fel de problemă. Cu juniorii 1 și 2 la handbal suntem aproape calificați la turnee semifinale. Avem o colaborare foarte bună cu Universitatea Târgu Jiu, unde domnul profesor Gorun este și profesorul liceului sportiv și este și antrenor al echipei universitare Târgu Jiu la handbal. Există o colaborare foarte bună, unde imediat juniorii noștri care termină merg acolo să joace în Liga a doua. Avem juniori care au terminat la noi și anul trecut și acum 2 ani, vă dau un exemplu, Mănescu Bogdan, Mănescu Alexandru, care sunt și componenții eloturilor naționale la handbal de juniori, sunt rezultate foarte bune. Noi am vrea să fie și mai bune, dar tot acolo ajungem, baza materială este o problemă foarte mare. Practic, din ce am înțeles eu de la dumneavoastră, dacă ați avea terenul mare la dispoziție și un cămin ca să puteți aduce, să le oferiți alte cămin, cantină, să le oferiți condiții celor care ar veni, practic ați avea cam tot ce vă doriți, să zicem, la nivel, bineînțeles, nu, dar un nivel minim care v-ar permite mult mai mult. Care ne-ar permite mult mai mult să ne putem desfășura activitatea așa cum ar trebui. Din ce a spus, deci există premise ca în următorii ani să le aveți pe amândouă. Da, s-am discutat, există un proiect pe care l-am și văzut, cel legat de cămin cu cantină. Acum să vedem și cel cu terenul, care la fel sunt promisiunile că în această primăvară se va rezolva această problemă. Suntem pe final de emisiune. Ca ultimă întrebare, care sunt planurile? Ați trecut printr-un concurs, l-ați depășit cu brio, sunteți director pe următorii 4 ani cu mandat. Care sunt, să spunem așa, dacă, să vedeți și dacă coincid cu cele ale liceului, adică ce își dorește managerul de la acești 4 ani în fruntea liceului? Da, v-am zis, obiectivele principale sunt realizarea acestor două proiecte, adică căminului cu cantina, apoi mai sunt ca orice manager al unei unități, vrei ca în interiorul școlii să existe la pe fiecare comisie în parte, clasele să fie mai ok, adică de referitor la mobilier. Vrem să mai faci un amfiteatru, am făcut, deci în privința asta stăm ok. Dar vă spun, dacă se realizează, acesta este obiectivul prioritar, căminul cu cantina. Că asta ne interesează și noi pentru a putea atrage acei copii de care avem nevoie și atunci, ei fiind acolo, putem să le oferim ceva și să avem perspective mult mai bune pe viitor. Noi vă dorim succes, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară și vă mai așteptăm la Școala Gorjan, eventual chiar în această vară, că tot vin examene și toate celelalte. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și cu mare drag de fiecare dată. Vă mulțumim, dragi telespectatori, a fost cu noi domnul profesor Gabriel Răscol, directorul liceului cu program sportiv din Târgu Jiu. Mulțumim de atenție, la revedere! La revedere!